susțin. Alo, domnul președinte, suntem în direct cu Neamitica. Domnul Badea, Nicolae Badea. Ia stați puțin, ia stați, că sunteți în direct, gata, v-am pus pe speaker, stând cu ia vorbiți aici, domn președinte. Nu vorbesc, bă, că stai, ai pricopsit ca mine cu mult, să trăiești, Nicule. Bună ziua, domn președinte. Vedeți că sunteți în direct, vedeți ce ziceți, domn președinte. Nicule, eu te iubesc, să trăiești. Îi dau telefonul lui Horia, că stai în stare să ne îmbârlige. Cine știe ce să mai spunem. Domn președinte, domn Bade, auzi ce zice Neamitică, că sunteți mai pricopsit decât el? Aole, cu mult! Vă doresc succes la emisiune! Mulțumesc! Vă face cel mai bun. Hai dinamă, domn președinte! Bine, la fel. Domn Bade, e plecat. E în vacanță. Da? E în vacanță ca mereu vorbim. Eu am o relație, îl respect enorm. Da. E un om, este omul care a făcut cele mai multe pentru Dinamo și le spun tuturor, tuturor inclusiv galeriei. Cea mai mare nedreptate care i s-a făcut unui om în fotbalul românesc sau printre cei mai mari este ce au făcut cei de la Dinamo lui Nicolae Bade. Greșesc cu ceva? La câte a făcut Badea pentru echipa asta? Câți bani a adus, câți bani a popat, câți sponsori, câți ani de zi? Cea mai mare nedreptate. El cu Nețoiu și cu Borcea. Nu. Badea peste, pentru că da, Badea da. După aia a rămas după ei și i-a ajutat. A ajutat echipa.